Salut, eu sunt Dale și bine m-am regăsit la un nou episod de Minecraft Skywars. Înainte să înceapă acest episod, v-aș ruga mult de tot să nu uitați și voi să apăsați butonul de like înainte să înceapă clipul. Strângem cât mai multe acolo, multe, 300, peste 300, target peste 300 de like. La ultimul am strâns 400, ultimul episod de Skywars. Vreau să vă mulțumesc mult de tot pentru chestia asta. Vreau să știți că eu văd tot timpul like-urile, comentariile voastre, deci puteți tot timpul să-mi lăsați, chiar dacă n-am mereu timp să răspund la comentarii, pentru că sunt foarte multe. Dar, de știut, le văd, ok? Dă-i drumul de fraier. Că ți-o iei. Ți-o iei crâncenă. Dar n-ai tați, bun. M-a lăsat destul de rău fraierul. Uite, fac pasta așa. Bun, hai să mănânc și omorul ăsta, pentru că e clar că o să fie bătaie gravă. Hai să vedem ce putem să facem în episodul de astăzi. Vedem câte meciuri putem să câștigăm. Pe cine batem, pe cine nu batem. Se pare că sunt foarte mulți playeri, știi, da? Folosim DevScape, dacă nu știți textura, pentru că majoritatea mea mereu mă întrebați texturile. Și da, ăsta e DevScape. Ce vrei, mă? Vrei să te bați cu Blaze-ul meu? Ha? Te vrei să te bați cu Blaze-ul meu? Tu? Cu Blaze-ul, ha? Dă-i, mă, drum. Dați-mă drumul de copii de aici. Niște copii spârcâiți. Bun, și am o armură super bună acum. Și am și o sabie foarte bună. Și am și ăsta. Și da, armura este foarte, foarte bună. Acum mai avem de bătut un singur player. Playerul fiind... A, e aici, am înțeles, bun. O fac pe asta așa. Strength. Și una, două, trei, patru. Gata, aici am câștigat primul meci. Destul de frumos. Primul meci, deja win. E destul de mișto texture pack-ul ăsta, mă ajută. Jugăm un pic pe normal și când faci mai mult pe normal. Pentru că nu prea îmi place Insane mie. Mi se pare că pe Insane totu-i frate de bulan și nu-mi plac chestiile astea, deci nu-mi place. Ori e ca lumea, ori suntem bărbați și jucăm și noi ca niște bărbați, ne luptăm, ori jucăm pe loterie. Jucăm la loterie și putem Fanta. ori jucăm la loterie și vedem ce iteme ne pică. Dacă ne pică iteme bune, câștigăm. Dacă nu, nu câștigăm. Că nu prea ai cum să câștigi dacă unul are... mi-a duce vocea pentru că-s răciți. Nu prea avem cum să câștigăm dacă unul are diamond armor, nebunii de-astea. Mă gândeam să postez astăzi și un Alex World, chiar cred că o să fac chestia asta, pentru că n-am mai postat de foarte mult timp. Și multe zile, nu știu exact câte zile, dar da, zic și eu foarte mult timp, pentru că nu știu exact. Și știu că o place mult seria, dar n-am mai postat-o și bucată. Mamă, îmi bate asta de mă strică, ești prost? Dă-i drumul de aici. Nu știu ce a fost în cap meu când am văzut că i-am dat critică și i-am dat doar... jumătate de viață, practic. Am zis că e clar că mă bate. Și suntem destul de prost cu lagul, vedeți voi. Deci nu mai vreau potion of strength. Eu vreau momentul de față, vreau... Bă, nu, de ce? Lol. Deci, am ajuns să văd și pe asta. Să joc Minecraft Skywars pe Hypixel și să n-am player în... pe server. E incredibil. Bun, hai să intrăm atunci pe Insane, cred că nu prea se joacă. 160 și ceva de player sunt în queue. Aici văd că sunt mai mulți, deci hai să jucăm Insane. Încercăm și un Insane, dacă nu ne iese așa, ne iese așa, nu? Dăm un Armor Smith, pentru că totuși îmi dă o caschetă bună. Și poate cine știe, nu o să-mi pice de fiecare dată o caschetă bună, pentru că nu stau tot timpul eu să-mi pun enchant-ul. Uite, de exemplu, acum nu mi-a picat caschetă bună. Dar... în schimb, mai avem un chest de aici, de unde putem să luăm chestii faine. Și cred că o să facem... tactica asta, facem așa. Jop. Și să avem zboi. Bine. Să așa. Foarte OP Sharpness 2, să vedeți acum în acțiune Sharpness 2 ăsta. Voi, doamne, iubesc Sharpness 2, dă atât de mult damage. Deci mi se pare mult mai OP să ai Sharpness 2 decât Protection 1. Oi, are knockback 20 sau ce avea, că n-am înțeles. Da. Un pic cam bulangiu omul ăla. Hai să schimbăm noi textura. De fapt îmi place asta, nu știu. Nu știu cum vă place vouă, că mie îmi place personal textura super și mai chiar și dacă îmi place, eu joc cu ea. Da, hai să ne gândim și noi la despre ce să vorbim astăzi, că efectiv doar am jucat și nu-mi plac momentele în care doar joc. Episoadele în care doar joc, nu povestesc absolut nimic sau nu vorbim despre niciun subiect, sunt cele mai boring bitch episodes ever. Da, și îmi place fishing rod-ul de pe texture pack-ul ăsta. Hai să ne ocupăm și noi totuși acum, pentru că... deci punem protection pe asta. Da, hai să punem protection pe asta, pentru că totuși găsim o sabie cu sharpness mai bun. Ca și eu îmi bag doar sharpness 1 pe sabie și nu prea se merită chestia asta. Dacă mă întrebați pe mine, fac așa, hop, și sărim și am ajuns.
Și hai să luăm chestul ăsta care probabil e luat. Hă! Ce fac, Deadpool? Deadpool! Mort. Bun. Bun, 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 bun. Bun, băgăm măr de aur, foarte important. Și tipul avea poțiune de regenerare, care m-a ajutat mult. Hai acum să vedem dacă cineva a apucat să ia astea. Se pare că nu a apucat, dar o să le iau eu. A, bătaie, bătaie. Mamă, i-am dat, tip. Dă-i drumul, să o crezi tu, bro. Bro, ceacio, nu mi-a făcut-o. Mi-a făcut-o, bă, omul, bă, ce mi-a făcut el, bă. M-a făcut aici, ce să zic. Mai mănânc cu măr, ce să fac, bă. Încă măr, nu-i problemă, ne regenerăm. Încă o poțiune de regenerare, să avem aici multe poțiuni. Avem una cu 33 și asta e cu Regeneration 2, frate. Deci vă dați seama cât de repede mă regenerează Regeneration 2. Asta a fost un fel de joc de cuvinte. Vă dați seama cât de repede mă regenerează Regeneration 2. E un joc de cuvinte destul de easy. Și l-am zis, e ok. Nu-mi zice că ai capcana aia proastă. Nu, ai nimic, ești. Ai skin-ul Zuza Andrei și vorbești cu mine. Bine, n-are nimic ca skin-ul, dar nu prea-mi place mie. Hai să vedem. Hai să vedem, deci VIP, Alex Alvarez l-a omorât pe Punky Pinky Light, bine numele. Uite-l pe ăla, aia doi că, mă, nu mai sunt mulți player, ho. O să mă sălba pe ăsta, cred. Uite-l, bă, ce dă el cu bulgăraș. Dai cu bulgăraș? Dă-i drumul cu ăsta al tău. Și, bătaie, nu prea cred că știi cu cine te bați, frate. Prietene, nu cred că știi cu cine te bați. Oi, ce prost sunt, ba da, știe cu cine se bate, cu un prost care cade din hartă fără să fie lovit de absolut nimeni. Genial, Alex. Dar cum reușești să fii atât de bun? Nici eu nu știu. Oh my fucking god. Nu pot să cred că am făcut chestia asta. Și îmi plăcea și câștigam și jucam bine și... Calm down. Calm the fuck down. Deci în momentul ăsta... Hai să zic că e targetul meu pe Skywars. În afară de faptul că vreau să câștig cât un meci pe episod, bă, ai alt target, e un target mai așa, mai... Mamă, asta a fost close! Mamă, și mi-am dat și poțiunea de regenerare, dar nu m-a regenerat destul de repede. Uite, acolo îmi trebuia Regeneration 2, dar tipul ăla ce a căutat el să vină așa? Deci primul vine, ok, am înțeles, primul vine, dar vine și al doilea fix la mine pe Instagram, bă, pe bună, dă-o încolo de treabă, dă-o încolo. Băi, asta nu mai e treabă, băi, frate, băi. Hai să luăm repede asta, poate nu-i știu ceva, arată un fund. Bă, știi că o să stau, uite aici, am punte pe de-astea. Pune multe, multe de-astea și cred că o să vină cineva peste mine. Există măreața șansă să vină cineva peste mine. Și punem și noi Sharpness 2, pentru că așa se face, așa se joacă. Dacă vrei să fii un jucător profesionist, trebuie să pui Sharpness 2. Nu știu eu, părere personal de... E chestie bună, zic eu. Nu știu, bun. Și hai să mergem în centru. Încercăm să sperăm că nu ne împinge nimeni, cum mi se întâmplă în extraordinar, nu știu, 80% din meciuri sunt împins și e nașpa chestia asta. Și tipul ăla se pare că deja a ajuns în mijloc și a luat cam tot, dar o să încerc și o să văd dacă da, a luat tot. Bă, nimic n-ai cruțat, mă, și tu un item pentru mine, nimic, nimic. Noto. Și am ajuns, da, hai. Hup. No, mamă, ce damage, da. Nu cred, încă l-am lăsat, frate, deci, oh my goodness, din cauza că n-am, dacă aș avea toate liniuțele și aș avea ping-ul ăstora, efectiv, deci se vede când joci contra unul care are ping bun și tu, care n-ai ping bun. Se vede grav chestia asta și e nașpa, bă, e nașpa, deci rău de tot, e nașpa rău, deci nașpa chestia asta, nu-mi place să joc contra unul cu un ping ADOP, cu un nou, nu știu, un ping de... Mamă, mi-am dat poison, incredibil sunt. Da, un jucător profi. Da, e că am jucat bine și eu. Vreau să mă iertați, dar sunt răcit mort. Știți ce? Eu sunt ăla. Eu sunt ăla răcit mort. Eu zic să băgăm repede niște protecție pe astea. Hai să vedem ce ne pică. Poate ne pică și nou un sharpness. Smite, frate, deci smite. Am breaking și normal că altceva în afară de protection. What the fuck? Adică de ce nu? Hai că poate batem pe cineva cu smite. Ce știe, poate smite-ul este o chestie foarte, foarte overpower. Hai de unde să știi. Poate tu, poate... Ok, era să gata. Poate tu, poate tu. Hai de unde să știi. Hai să vedem dacă e overpower sau nu. E. Mamă, cu smite ești nebun. Mă bat cu smite. Deci am dat atât de puțin. Deci tipul ăla nici măcar nu s-a... Deci, viața lui nici măcar nu s-a clintit, frate. Deci n-ai cum cu smite. Aparent nu mă așteptam la chestia asta sub nicio formă. Bun, hai să facem.
Luăm și noi. Opa, opa, opa. Bun. Opa, opa, opa. Și aici jos. Haide. Ok, nice. Nice, Serbino. Hai că avem iteme bune. Avem chiar iteme decente. Deci o să stau, uite aici. Pentru a-mi face niște să-mi pun repede protecția pe cască. Nu știu pe ce trebuia să spui dacă... Cred că pe cască, pentru că pe pantalon din câte știu pică Protection 4. Dacă găsești în mijloc, la asta mă refer. Dar nu mai știu, zicea ce... Iertați-i gâtul. Nu mai știu, zicea cineva să nu mai pun pe cască, căci că dacă pun pe altceva acolo sunt șanse mai mici să... Du-te bă, veniți, faceți ambuscadă, mă, înghesuiți. Sunteți niște nebuni, bă, niște nebuni sunteți voi. Asta se pare că m-au lăsat și eu să pot să-mi dau și unde asta în caz de orice. 6.57 attack damage. Îmi trebuie și mie un... o sabie mai bună. Nu te bați cu bro, Fresco. Dă-i drumul. Doamne, ce? Bă, măcar am bătut. Deci am prins multe hituri. Pe ăla făcusem mișto cu fishing rod. Deci cred că ar trebui să începem să folosim mai des fishing rod-ul, pentru că ați văzut și voi acolo, este o armă chiar foarte, foarte bună. Și chestia asta contează. E o armă chiar foarte OP fishing rod. Tocmai am văzut și noi chestia asta. Și de ce să nu o folosim dacă tot este atât de OP? Ei bine, nu știu. O să o folosim. Chiar e bună. Fishing rod for the win. Bun, sharpness, dar... Personal e foarte... Mi se pare foarte nervant să joci contra cineva. Contra unul care are fishing rod, sade. Deci mi se pare cel mai enervant lucru existent să te împingă în continuu. De-aia să spameze click-ul cu fishing rod-ul. Deci este atât de cretin lucrul ăsta. Dar dacă e atât de bun și eficient, de ce să nu-l folosesc și eu? Da. Hai să luăm pe aici să... Îl iau pe la geam, poate nu se așteaptă. A, deja plecase. Hop. Dai, doamne, bă, da clean up sunteți, mă, voi. Bă, da numai clean up știți, frate. Bă, numai pe la spate. Numai clean up, numai de-astea, bă. Și cine m-a luat? Nu știu. M-a luat Darkens. Bă, de nu toți clean up, mă, bă, nu pot să mă joc și cum să mă concentrez. Să fac și eu ceva. O, schemă frumoasă, ce-au pe la spate. Geam, sar, sărituri. Parcur. Nu, frate, ei toți clean up, mă, ei joacă la clean up, frate. Bă, de ce nebunez, mă, cu jucătorii ăștia? Mă ia crizele. Mă iau crizele. Sper că știți că eu spun la mișto când fac... când greșesc gramatical, eu zic la mișto. Pentru că mi se pare amuzant. Punct. Hai să vedem. Punem și noi o protection, punem și facem așa, fiți atenți. Pentru că avem fishing rod și... Da, bună săritura asta. Bine gândită, mă, mi-am urc înapoi în pana mea. Deci am coborât pe aici și am sărit, adică... Da, mă rog, acum să așteptăm un pic. Vedeți și voi că stăm destul de prost cu viața. O să consumăm aceste poțiuni, pentru că... nu știu ce altceva am putea face în situația asta în care stăm și... Dacă ieșim ne mănâncă și nici nu pusesem casca, deci vă rog frumos. Din noroc am verificat că nici măcar casca n-am pus-o. Hai să vedem. Dacă mai e cineva, da, mai e unul aici și cred că mă bate sau mă strigă. Shift! Ha, bă! Dacă te împing numai. Și? Ah, bine și așa. Ce țăran, da, mă rog. Și arunce sunul. Hai, ok, măcar am făcut rost de o sabie. Și mijlocul e acolo, ok. Hai să vedem cu cine ne batem în mijloc. Vedem ce adversari vom avea în acest joc. Ok, ok. Hai să vedem. Stai, oh, ce prost sunt, mamă, ce m-am împiedicat acolo. Ok. Tipule, ce faci? Ești mort? Da, ești mort. N-ai cum să scapi. Wow, that was sick. Am mai sunt câțiva jucători, dar aș vrea să iau itemele ăsta că le are mult mai bune ca ale mele și gen... De ce n-aș face asta, adică... Hup! Bun, și pe ăsta și pe ăsta l-am bătut. Și mai suntem doi playeri, mă, și eu cu fraierul ăla. Bun, o să mă ascund aici, că el nu cred că e el în stare să deie în mine, să deie în mine până aici. Dar în schimb, n-am știu ce să fac, Am mai teme proaste. Ha, mă, ne batem ca lumea, ca bărbații sau suntem femei? Zic, o facem pe aia bărbătească sau pe aia feminină? Pe aia feminină, am înțeles. Bun. Drăguț din partea ta.
pe aia feminină să fie. Păi da, cum să mă bat eu cu ei? Ah. Ia mă bro, ești șmecher, a? Ia mă, ești șmecher, hai să vedem cât ești șmecher, mai ești șmecher? Nu mai ești Lucas, Lucas, o joci pe aia feminină, bă, ești bărbat, trebuie să joci ca un bărbat, bă, și să te bați la Skywars, să vii să te bați cu mine, mă, nu să fugi, ultimul meci, pentru că deja m-am prins și îmi place foarte mult să mă joc Skywars și să încep meciul meu și să mă mai joc solo după. Cu toate că mai întâi să mai filmez un episod și vreau să mai filmez un Murder Mystery, pentru că am văzut că v-a plăcut destul de mult și având în vedere că v-a plăcut mai mult decât Bedwars, de ce nu am zis? Nu? Aoleu, i-am dat-o, gata, da. Tu ce faci, mă, pinguinule? Mă, pinguinule! Da, am și-o... bine. Facem Sharpness 2 direct. Bine, hai că am pus și poțiunea asta. Așa, bun, hai, gata, sunt protejat. Oh my god, de ce tipul ăsta are blocuri de fucking emerald? Era mai amuzant dacă avea de diamant. Era chiar OP, de fapt, nu doar amuzant, știi? Mă rog, hai să vedem. Deci avem... armură destul de bună, putem spune că avem o armură destul de bună și putem să mergem și în mijloc, cred, pentru că alte iteme pe astea pe care le am, nu cred că voi găsi și, ia uitați, mă, valoare, merg cu de-astea de diamant, ce ați făcut, e greu cu mine, hai, te bați sau sal? Sal! I-am dat să sară la băiat și supraviețuiește, bă, el, iute-l, bă! Nu scapi, n-ai unde să te duci, frate, adică tu vrei să scapi, dar n-ai unde, știi? Uite-l, bă! S-a dus acolo? Ce crezi, mă, că eu n-am... Mă, au, doamne, cât de lău e tipul. Doamne, cât de lău e tipul. Ce? Iai, m-a salvat ăla, adică gen... Wow, eu chiar muream, cred, adică el m-a împins, dar gen a fost atât de prost încât... Da. Ați înțeles voi. Dar vreau și un... Trebuie să mă duc la mine pe insula dacă vreau să fac. Cred că pot... Da, nu pot. Mai trebuie ceva iteme. Puteam să fac și un Sharpness 3, da? Nu prea am cum cu itemele pe care le posed acum. Și e bătaie mare. Gâtul meu. Când e bătaia asta mare, mă învață fratele vostru ce faci. Băi, tot asta. Urcați acirișa. Nasc o poțiune. Și fiți atenți. Sărim. Ok? Mergem. Mergem, am venit 72, da, mergem la ei, fiți atenți, mergem la ei ca băieții. Durururururum, tugudum, 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 tugudum. Și dăm l-o ăsta până sare, că mai sunt câțiva, dar oricum ăsta nu mă bate el pe mine niciodată și mă bate ăla. Nu mă bate ăsta, mă bate ăla. Dar am perlă și e totul ok, e totul under control. Și pe ăsta l-bat. Bun, și mai e ăla. Care e un fraier, un terchia berchia, care o să-și o ia pentru că el crede că mă face pe mine, dar nu mă face surprinzător, pentru că nimeni nu-l face pe Alex Salvare. Vă mulțumesc mult de pe aia încurdată, sper că v-a plăcut acest clip, dacă v-a plăcut nu uitați voi să lăsați un like, eu am fost Alex și noi ne vom vedea data viitoare, pa, pa!